Da? Procesul verbal din luna august. Aveți obiecții? Supunem la vot. Cine este pentru? Așa. Rugăm, domn primar, să prezintă ordinea de zi. Am înțeles că mai sunt două puncte la ordinea de zi. Vă rog, doamna secretară, să-i prezentați. Să punem la vot. Da. Așa, deci e vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului sistemelor de 18% aferent sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută de Mănești. Ne-a aparținut materialul, deci mai exact adresa de la dumneavoastră după ce am distribuit materialul de ședință. Și atunci am fost trebuit să procedăm la suplimentare. Dacă sunteți de acord cu introducerea celor două puncte la ordinea de zi, cine este pentru? Și al doilea, da, este acolo la Hai, vă rog, doamna. Programul microbuzelor. Da, programul microbuzelor. Da. Proiectul de privind modificarea anexei numărul 2 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport școlar, parcă 0.6. La frumoasă și la parca. Două microbuze. Da. Cine este pentru? Da. Acum vă rog continua să prezentați ordinea de zi. În conformitate cu dispoziția 39 de ani din legea administrației publice locale numărul 25/2001, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în ziua de 28/9/13, în sala de ședință a Consiliului Local, următoare ordine de zi. 1. Proiectul de privind aprobarea rectificării locale a Comunei Bacar de Platou pentru 2018. Proiectul de privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea publicității pentru ca un teren în suprafață de 10.000 metri pătrați din proprietatea publică a Comunei Bacar de Platou. Proiectul 3. Proiectul de privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrative și finanțate din bugetul local, 4. Prezentarea raportului curții de conturi, 2. Acțiuni de verificare a modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul din data de 5/11/2016, împreună cu decizia numărul 57, pe rândul din 9/8/2018. Prelungirea termenului de realizare a măsurilor dispuse. Direcție. Nu se stăpă. Da, trecem la concursul mărătorului. Da, spune-mi la vă. Cine este pentru? Da. Toți. Da, concursul numărul 1 din ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bacău de Bacău pentru anul 2018. La rectificarea bugetară s-au alocat suma de 37.000 lei. 176 parte, da. Dacă aveți nevoie, sau întrebări? După anii am alocat 35.350 ani la Cămini Culturali. Am început reparații la Cămini de la Lătaș. Era sigur că trebuie reparat. Chiar plouă în el. Nu era Cămini. Cum? Nu era Cămini. Acum apare Cămini. Era Cămini. Nu, n-am Cămini. 35.000 lei învățământ. Este în care 20.000 la școala Balcan 10.000. Au niște datorii care trebuie achitate și în modul la banii ăștia. 30.000 lei la ghimna public. Vorbit o factură de 40.000 anul trecut și anul ăsta. Cum zice, de calculat. Da. Ce mai rămas să ne salvă la drumul și porbă, dar... Da, ce mai și porbă. Da, discuție. De la poliția locală am luat 4.343 din bani și am alocat către primării la bolul și altul. Și aici la partea de venituri și a bugetului local se propune diminuarea prevederilor bugetare de la codul din 7-a, 2-a, nu știu ce-o fi asta acum.
impozit pe teren persoane fizice cu suma de 40.000 de lei și creșterea cu aceeași sumă la taxele din chirierii pășunii. Din, cum? Din chiriat pășunii. Adică persoanele care au închiriat pășunii. Vedeți unde citesc eu? La referatul de la... La Luca. Păi se ia dintr-o parte, de la impozit pe teren persoane fizice. Pagina 4. La pagina 4, da. La 3. La 4. La 3 am. Impozit pe teren persoane fizice cu suma de 40.000 de lei și creșterea cu aceeași sumă la codul 332400 taxe de închiriere pășune. Deci crește taxa la pășune? Asta vreau să vă întreb. Nu a fost discuție, chiar nu. Păi și ce scrie aici? Nu am citit. Acolo unde am dat pe nu, că am zis că nu. Nu? Nu scrie că e, da, așa. Cu aceeași sumă, nu? Probabil sunt taxele care au fost foarte recontate. Păi zic că crească cu aceeași sumă. Nu, de scrie și undeva, se propune eliminarea prevederilor bugetare, impozit teren pe toate fizice, cu suma din 40.000 și creșterea cu aceeași sumă la 5.000. La pășină. Da. Și am crescut vinculul la concesiune, unde nu avea prevedere și concesiunile pășurii. Deci nu sunt restricții de astea. Nu, nu am de asta nimic. Da. Deci vreau să șamie. Corect. Bine. 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 Aici cu regulările astea, Ion, mie mi se pare ceva totuși suspect. Ne-a venit și nouă ca persoane fizice. Din două și trei facturi acum. Dacă se citește prin satelit, la prezent, de unde mai fac ei recolerări? Mie mi se pare hoții contabili ce ăștia astea. Văd în vedere că se măresc prețurile, ei trec mai puțin față de ceea ce indică norma prin satelit, după care mărește prețul la EON, face recolerare. Ce înseamnă asta? Nu-i hoții? Mie mi se pare hoții. La prețul euro... Au fost acuzat cu chestia asta. Ce poți să faci? Astea, eu am impresia că e un mod, singurul mod care m-a rămas... E de monopolul, așa că fac ce vor. Așa, cel puțin. Mie mi-a venit pe 2017 și în ianuarie am mai venit încă o factură, tot pentru recolerare, pe anul 2017 și acum tot pe anul 2017. Îi lasă, trec în colier, după care face recolerarea când vine mărirea prețurilor de energie electrică și ne taxează. Da, da, așa mi-a să fie mult, nu? Te-am mutat să văd la eu. Mie mi se pare că cât am consumat, vin din 2-2 luni, cum îmi fac. Corect. Cel mai bine ar fi să dăm fiecare la sfântoare noastră și să... Da, dar și să vreau să telefon, asta poți să dai telefon. Nu, 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 să dai telefon. Poți să dai un dacă nu mai sunt, domnul președinte. Vreau să haideți, mi-au venit 40 de ani. Gata, ai avut chiar, da? Altcineva. Asta e cum. Mai e cineva? Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abține. Nu. Următorul, nu? Proiectul privind aprobarea studiului de oportunitate pentru procesarea proprietății sau de teren suprafață 10.000 de metri pătrați în propria de proprietate publică a Comunei Bănătoare de Supraza. Da, la punctul numărul 2, referitor la concesionarea terenului pentru sonda, nu înțeleg, da? Pentru sonda, de aceea. Deci trebuie să stabilim prețul. Terenul la, înainte de a ajunge la podul ăsta mare, din Sărbătoa Camar, că avem noi acolo un hectar de teren, prin marginea apei, și vor să pun o sondă acolo pentru gaz. În căuta de loc. Cum? În căuta de loc.
Dacă sunteți de acord cu concesionarea, cu ce pentru probe, de acord, dar prețul. Prețul nu, stați un pic stabilit prețul. După ce... Dar sunt de pentru probe, au un rezultat de o exploatare. 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 Eu aș avea ceva de... Da, da, vă rog, eu știu cu o firmă, mai ales unui straful noastră. În momentul când vine în fața Consiliului Local, a trebuit să ia loc acolo, să ne dea o explicație, ei nu se prezintă, s-au dat domn primar, vrem o bucată de vreme. Dar nu contează, nu contează asta. Eu am mai văzut ședință, am mai văzut chestii din astea care se fac în chirier, vine, le dă consultanță, poate are fiecare întreba ceva, totuși dăm un teren pe 15 ani, că se pun o sondă de gaz. Și acolo ei și-au pus birouri și au tot ce au ei nevoie, noi nu le mai putem lega. De ce nu vin în fața Consiliului Local să ne dea explicații? Mie mi se pare ceva corect. Eu nu am nimic, deci eu nu am nimic cu dumneavoastră. Eu spun așa, o firmă se duce la primar, vreau să fac un cutare loc, lasă domnule că o rezolvăm, mă duc în Consiliul Local și așa suntem majoritar, o să dea și o să ai, nu? Dar mi se pare corect să vină să ne explice, avem și noi întrebări. Uitați, spuneți la pagina 2, spuneți, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebare și ne lămurim. Cu cine discut eu acum? Trebuie să aibă un reprezentant. Îi gaz metan, dar eu nu știu, nu știu eu, este 15 ani care vin în zona noastră, care le-a cu 15 ani. Nu mi se pare corect. Deci hai să votăm. Trebuie să gândim, o amânăm, dăm. Este două săptămâni, dar totul, domnule, se va gaz. Alții iasă în drum cu furcile și noi hai să-i dăm. Că, dar nu-i... Știu. Da, bă, dar nu cunoaștem nimic. Domnule, spune destul de clar. Spune destul de clar. Și am mai văzut ședință și chiar am verificat. În momentul când vine, mai ales pentru gază, câți dișiți, câți metan, că noi n-avem nimic. Câți dișiți? Ea nu dă nimeni voie să... În momentul când vine, trebuie să-mi pună documentația, să o văd și eu. După licitație vine, te pune documentația, probabil că vin, o să-i chemăm aici, discutăm în ședință cu ei. Da. Eu vreau de părere să mai consultăm, să vină să ne lămurească, nu hai să aprobăm că... Nu ne se pare ceva cu asta, mă. Nu pleci și pe acolo în teren, dar o să nu-i nimic. Eu știu care e vorba. E vorba de gaze, acum... Sunteți atâta, faceți cum știți, eu mi-am spus și eu părerea care o am. Trebuia să vină, nu tot, chem, deci trebuia să vină. M-am uitat la alte ședințe și nu, chiar și când se cheria teren pentru animale, vineau oamenii, stăteau acolo, trebuia explicație, vreau a deci nu mi se pare corect să vină, să vorbească cu dumneavoastră și să botează consiliere. Eu nu știu despre ce-i vorba. Nu mai spune de asta, că vorbim nimeni cu mine. O lăsat o cerere, o dat un telefon, a venit un reprezentant, că vorbim cu Costeliescu, cu domnul inginer, am venit în fața mea, că sunteți de acord, sunteți, punem un preț, punem, dacă nu, nu închirem, asta e asta. Nu mă interesează. Părerea mea care vrea să eu unul nu pot să votez așa ceva până când nu discut cu ei. Valoarea tot după o expertiză. Asta se face unește. Dar nu putem aduce pe cineva să... Nu putem să aduce pe cineva să facă sondaj de gaz în zonă, un simplu vot. Treaba nu face un sondaj, dar e făcut, este gaz, el vine prin altă firmă asta. El pune sonda, deci gaz este sigur. Asta mi-a fost părerea mea să vin în fața domnul Gânga are perfect de dreptate pentru a exploata fora o sondă, sunt multe criterii care se cer și poți să aibă urmări nu 5 pe ani, 20 sau 30 de ani, dacă cum se exploatează. Deci domeniul de exploatare, modul de forare, modul de și soluții se bagă în sondă, că acolo sunt niște... Lucrez în domeniu, știi mai bine. Păi de asta, deci o decizie, cu... Da, dânsul chiar deci, special. Așa ceva, deci nu stăm, ne jucăm cu un simplu vot. Să un simplu vot. Poate să de acolo, poate o treabă bună, poate la fața locului, deci se discută. Deci cu aprobare nu poți să dăm, hai că vin din teren, să dăm cu concesionul. De asta poți să... Și după 50 de ani și după 100 de ani poți să ai toate formalitățile legale le aparțin fiind responsabilități. Eu aș propune o nouă valoare.
pe urmă, când o să ai problemele, nu, el știe unde să nu treacă în contract, niște chestii care unde el... Eu mai facem contract. Păi, nu înțeles. Păi, asta trebuie discutat, trebuie chemat. Cu multe întrebări. Păi, da, deci nu așa. Hai să facem o amânare la punctul ăsta, că nu e chiar așa, hai. Da, facem amânare, dacă facem o ședință extraordinară, dar poate ei se grăbesc, am înțeles. O faci, una extraordinară. Ați aprobat acum în studiu și luna viitoare nu o să faci documentația. Dacă nu o să vină să te apă lămâri. Și nu ne-am dat, nu o să iau și eu. Da, domnul Barna. Dacă nu vă supărați. În funcție de ce stabilim noi prețul? Avem o hotel de consiliu local. Teren intravelat? Păi da, asta e un pic unde, că nu-i teren intravelat, nu treci cu bicicleta pe acolo, adică că are el chef. El extrage gaz, gazul e scump, face bani, profită. Păi da. În funcție de ce ceri tu lui chirii pe terenul ăla doar, în funcție de ce profit va face. Adică cum? Eu îi dau lui teren ca și cum le-am dat la ăștia cu stâlpii de la Ion, acolo? Păi nu-i același lucru. Păi asta vreau să zic și eu, să vină, exact cum au spus și anteriori, să prezinte, să ne spună un prieten, ne interesăm și noi cam cu cât să poate închiria. Plus că 15 ani e o perioadă cam lungă, părerea mea, pentru că prețurile se ridică în fiecare an. Cu drept de prelungire. Ar trebui cu 5 ani cu drept de prelungire și după 5 ani stăm de nou de vorbă. Fiecare contract din chiriere și concesiuni s-a ținut cont de inflație, ca și se ține cu oameni. Se ține cu oameni. Nu, dar e la greța treaba. Dar oricum, nu mi se pare ok să... Am înțeles. În cazul în care ei nu pot să-mi aștepte o lună, vreau să plece. Facem extraordinar. Facem extraordinar. Da, și amânăm. Dar trebuie și noi să ne interesăm, exact cum spuneam, cu dividendul pătrat. Cu toată mai concesionat alții care au o sondi, nu? E la poduri au o sondi. La poduri nu le-au. La poduri nu le-au mers. La poduri nu le-au mers. Serios, atâta, pe cuvântul. Da, ai... Domnul Sofroni, stați. Da, eu ar zice, practic astăzi, noi avem nevoie și de bani la Consiliul Local. Noi nu aprobăm obligațiile lor de mediu sau toate prostiile astea. Eu zic că dacă scoatem suprafața aia care și așa e pârloară, cum zicem noi în limbajul nostru, eu zic să nu fugărim agenții economici, că oricum ei vor găsi metode să pună în altă parte. Scrie clar că e sondă de adâncime, iar cu detalii următoare, în momentul în care noi, să zicem că îi aprobăm, iar dacă nu-i aprobă, nu mai miză de aici relații, ce vrea să facă sau ce. Și la poduri din sursă, sigur, e un leu metru pătrat. Eu așa, după mine, am înțeles și în lege specifică, din Travilan, 1,5. Noi ne-am gândit că dacă totuși aprobăm, și suma să-i opun. Hai să-i opun, că ține cont de inflație. Dacă da, crește dolarul sau un euro sau în ce ne plătește ei pe noi, eu zic că ar fi bine ca să îi putem aduce la consultanță aici și să ne dea mai multe date cu, când va fi încheiat caietul de sace, că restul obligațiilor de mediu, toare alte, sunt lor, nu-i nimic. N-are ce fac, acum doar ai văzut cum se sapă, că tu lucrezi acum. Acum zici că scoate lapte, nu țiței. Sau, și mai ales că gazul, da, mai ales că gazul este autoritate, utilitate publică. Nu bagă la apă și poate lua cu magistrare, că nu poți să libra la apă. Vânza ferată, că iau costul tău în București, în zonă de 10 km, da? Să mă vânza ferată de apă. Dom'le, dar este unul din mai apăce, că-i gazul. Păi da. În momentul în care l-ai adus cu locul, dă-i, asta e părerea mea, l-ai adus cu locul, după aia poți să-i cei alte și nu, gazele de știi să spun 300 de metri. Până în 250 de metri, să-ți afecteze pânza periatică. Da, dar nu la 2000 de metri. Asta scrie pe la 2000 de metri? Sondă de mare adâncime, de sub, aia scrie clar acum. Deci și trebuie aici aviza NRM, nu vine de capul lor și... Eu zic să nu-i fugărim și să nu... Spune la vă proiectul. Și, domnule, noi practic scoatem până la aia, niștați. Și tot la minima față din poduri, că sigur e un leu. Și nu-i mai să vină două, trei... firmii, nu m-ar ajutea neapărat dacă mai devalitați, ca să am venit cu internet, vine pe... Cu ce cu urmă? Să mai vină altă firmă. Să îndrează de acolo asta, zic. Nu, 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 nu. Dar nu este la fiu, nu pune. Ce vreau să fiu, nu pune. Nu-și permit, de exemplu, nu-și permit că să ăștia sunt bani. Eu știu de la poduri, da? Care un ia cu sigur, dar trebuie făcut platformele acolo. Ia pe 3-4 cisterne de gazolină la zi. Deci, o dat pe sistrat. Deci, dacă ADRM-ul i-a dat CD-ul și spune, domne, ai în punctul Rățeni, în punctul Balcani, și-o câștigat el acolo, el e pezul.
Nu poți să mai da. Da, da, e vorba dacă sunt la licitație, îi poți să crească prețul ăsta de... Dacă vin două, trei, da. De da. Cât stabilim noi, cât... Și ei se pot duce foarte bine și la privație. Așa avea și eu ceva de spus. Cum a spus domnul Sofron? Că-i fugărim. Dar nu-i fugărim. Știu. Gazul îi rămân aici. Ei știu unde vin. Ei vin la loc sigur. Știi că aici e gata. Dar de frică, dar ei investesc ceva și o poate bebea și o duce la Băsăș, o duce de acolo, o ia din altă parte. Ascultă ce spun eu. Și să duc 30 milioane, că nu zicem, absolut la ei. Noi nu zicem că nu. Dar de ce să mulțumim? Deci la un leu metru pătrat din 10.000 de lei pe ani. Da. Un leu, mai n-am un leu. Băi, am zis că pune un dublu față de podul, 2 lei. Băi, îți vin 20 de ani la buget anual, în 15 ani îți vin câțiva cum. Dacă noi nu am fi de acord, dar... Dar nu a zis nimeni că nu suntem de acord. Ca fapt divers, să zicem, nu? Sunt unii locuitori care au teren în zona aia. Poți să duc la ei. Poți să duc dincolo, în zona noastră. Cumpără de la noi. Și vecinii din lângă noi nu au nicio... Trebuie să-l arunc, pot nu știu. În momentul când un vecin, doi vecini, are 10.000 de metri pătrați, vrea să dea, nu poate să dea fără aprobarea noastră. Pentru că e vorba de extragerea gaze pe teritoriul comunic. Nu-i chiar așa, domnul primar. Și vine și face o bombă atomică că vrea. Vorba de gază, deci trebuie să știți. Da, supunem, haide, sunt două variante. Una amânare și una... Deci cu proiectul prezentat de domnul primar. Să vorbim cu expunerea valorii terenului tot. Supunem la vot cine este pentru proiectul prezentat de domnul primar. Dacă îți supun la vot, să stabilești și prețul. A, da. Da, eu am propus prețul, eu am zis 2 lei pe metru pătrat, față de ceea ce e și în medie. Deci zice că e intrat din lado, s-ar încadra la 1 de sus. Noi am zis, păi omule, câți gaze, că... Dar doar nu-i ideal, doar e tot în... E extra de la. Dar în funcție de inflație. Păi dar scrie clar, asta e acolo. Da, deci supunem la vot proiectul prezentat cu prețul de... 3 lei pe metru pătrat. Păi, stai, puteți spune de două ori. Da, da. Dacă totul e cer... Se poate supune la... Amândouă, sunt variante. Solicitarea în sine a domnilor, care este înregistrată cu numărul. Deci solicitarea pentru că ei... Fără preț. Solicitarea fără preț. Intenția lor de a... Dar fără preț. Fără preț. Deci solicitarea în sine. Păi am fost... Aia, și apoi să și spuneți în felul următor. Adică nu știu, eu părerea. Lăsânzare, spuneți că să aprobă, să fim de acord. Să-i concesionăm, dar nu putem stabili un preț fără a fi ei de față. Bineînțeles, condiția prezentată. Deci, fără a stabili prețul, să prezinte la următoarea ședință. Hai să ieșim la următorul Dar la punctul numărul 3, discuții. Să înscrie cineva la cuvânt? Atunci se pune la vot. Cine este pentru? Da. Toți? Da. Următorul cum? Deci tot opus. Prezentarea raportului. În 2015 am avut discuția din voturi. Mi-a lăsat din îndeplinit niște măsuri, niște nereguri. Am avut control după anul 2018, da. Dacă vreți să citim, dar e mult, v-a zis numai... Spicui, oricum nu spune la voastră spre zi. S-au dus la îndeplinit, mai puțin toate nereguri, în măsurile care le-au lăsat pe care conturi. Deci, măsuri îndeplinite sunt toate, măsuri care au fost cheltuite parțial referitor la cheltuielile pe care le-au luat pentru cursuri perfecționare. În 2005 am făcut un curs de perfecționare, eu, ca intrasem în primar, și m-am fost legat, acum e bani înapoi. Și îmi plătește listatul de plată.
5 milioane. Și referitor la lucrări de execuție aferente obiectivul de investiții, de modernizare, reabilitare drumuri locale și comunale în comuna Balcani. I-am oprit banii de la Los Trans, noi trebuie să mai dăm noi lor vreo 70 de milioane. 700 de mii. Și am fost compensați cu banii care trebuia să mi-i dea ei. I-am oprit și mi-am luat. Deci sunt îndeplinit cu șească. Mai puțin care la mine au un cost. Îmi împrește cu stava de mine. Dar eu că am dat și-o pe mine. Numai primul an de mandat primariu și ce primariu pot să facă cursuri. Și eram la 4, la 5 ani. De asta mi s-a luat mandat. Da, am o singură dată am fost și eu. M-am bucurat cu săptămâni, m-am bucurat. Și tot. Legat cu băi dușei. A fost indisciplinat. Da, dacă sunteți interesați de tot. A doua la Academia. Și de zisă. Și de zisă. Și de zisă. Ați spus că n-am dreptate. Dar n-am fost nici când noi am dreptate. Că-s de 8 de 2. Băi, îți dau urmă. Dar mai mult am greșit. Raportul, dacă sunt discuții, nu să vă pune la vot este raport, la următorul, cele două care s-au introdus. Cele cu programul microbuzelor. Sunt mai gratis decât de director. Trebuie aprobat de Consiliul Local. Cine este pentru? La Balcan face 200 km. Așa, și cel de-al doilea? Cu apă. Da, cu apa neopă. Cine este pentru? Da, vă mulțumesc. Diverse. Domnul Bordoș. Am o întrebare pentru domnul primar. Cum s-a discutat la ședințele anterioare de domnul Gândra cu căruzele din incinta pensii. Pentru tot gândul ăsta, hala de prezentul, parchează. Am întrebat duminică un angajat de la poliția locală, au zis că nu primim niciun ordin de... Ia nu, dar cum s-a discutat cu domnul Drânga, să facem o comisie din Consiliul Local, Consiliul Local, să le denunțiați. Așa o rămân. Dacă cineva îi oprește să nu intre, să nu intre cu poliția locală, sigur, dar dacă e poliția... Am încercat, am sărit oameni cu cura, cu piața unii care din piață până, nu știu, unii cu sacul, cu grăun, cu sacul, pe asta, eu sunt de acord cu dumneavoastră, veniți acolo, vin și eu cu dumneavoastră. Dar sunt că nu stau cu frânzetă. Acolo a făcut frântână, acolo nu-i acolo nimeni acolo stă calul de 3 ore sau... Da, e corect, dar nici eu singur nu pot, mă duc să iau... Dacă nu o taxă, sunt lustru. Cost 5 lei. Dar nu, dar cu frânzetă, acolo nu-i acolo, 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 nu-i dar sunt să mai vorbim cu ei, face o punte. Nu mai facă scări de o jumătate de metru și copiii care urcă, nu poate urca. Deci o scară se face în jurul la 20 cm la beton. Uite așa domnul Varmăș care știe, are 30 și ceva, aproape o jumătate de metru scara, e prea mult. Deci treapta la scară are 17 cm. 17 cm. Deci și copiii la Ștefan. Cât a spus? 3? Și câte scări vine pe metru? 3 scări pe metru. Extraordinar de mare. Copiii domnule, are 33 de centimetri. Deci cel mult 20 se face. M-am uitat, nu am spus nimic. Deci tot atâta betonită, trebuie să facem omenești. Dar mi-a spus și oamenii, zic, vei, dar ce, cum faci? Asta e. Poate modificați, nu e problemă. Da, dar o să mai fie punct de făcut. Da. Dar nu știu, n-am avut plasul așa, la normal, la o pătie la care ne-am făcut, dar un rampă de 4 metri și... Nu are rampă, nu are nimic, spusă la 30 cm, chiar... Se schimbă, nicio problemă, mare, nu e așa. Doar beton, nu e problemă. Era cu de aia de la care s-a montat strângul,
Nu se poate, 3 ani când s-au mutat. Hai să o dreptăm și pe cei la puiul de acolo, puitițe de la Ghidion. De la Ghidion, de tot de la asta lui. N-am oameni, n-am, nu pot să arătăm, da, nu sunt bate probleme. Altceva. E a doilea lună am intrat. Ar trebui, făcut vacantare postul declarat. Noi avem nevoie de coleg aici, lângă noi. E vorba de consilierul de la PMP. Nu am grăbit nicio adresă de la ei, nu trebuie. Dar ce vă grăbiți? Păi ne grăbim, uite, la voți suntem... Nu mă grăbesc. Eu unul... Dacă nu mă grăbesc, eu mă atunci. Nu, Consiliul Local e format de cine? Consiliul Local e problema lui, asta chiar dacă nu m-am băgat și din ea. Chiar nu m-am băgat, nu m-am băgat, chiar nu m-am băgat. Și... Dacă îți băgă așa la mine și... Ei, așa, am discuție aici, dar stai să ajungem acolo. Altă, altceva. Acum, dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră... Nu te-ai băgat. Cum stăm cu începerea lucrărilor din bani cu PNRR-2? Sunt astea de la dumneavoastră. În contractul de execuție, conform contractul din anul întâi, din luni, te s-a apuci. Unde s-a apuci cu lucrările? Până la Balcani, Ludar, Schid și Frumoasa. Așa e de... O singură firmă sau? Singură firmă, da. Cine o? Rusnație. E bună firmă. Corect spus. Deci începi de acolo. Așa ar trebui. Posibil să mai amânim să uităm. Nu, firma e bună, are de la... Da. Da. Cam atât. Atât? Da. Da. Altcineva? Mai este cineva? Atunci... Supără. Închis. 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 Închis.